Da, am revenit în direct, tot despre Gloria vorbim și discutam așa și în pauză. Spunea domnul Viorel Tudose pentru ce a mers la FC Argeș, și eu știu, pentru un capital de fan pe care l-are orașul, pentru o tradiție, pentru foarte mulți jucători formați în pepinieră. Pe care l-a jucat echipa asta în adică FC Argeș, chiar dacă a avut sincopa aia în care, eu știu, s-a desființat, rămâne totuși un club dintr-un oraș cu tradiție. Care da, dincolo de tradiție, mustește de cultură fotbalistică. Noi la Buzău, dacă e să ne uităm și să punctăm bilele albe pe care le-a specificat domnul Tudose, noi nu întâlnim mai cam nimic. Cam care ar fi bilele albe? Nici centrul de copii și juniori. Păi tocmai că asta nu mai poți să dezvolți că n-ai infrastructură, drept de promovare în Liga 1. Stadionul era quasi gol și înainte de pandemie. Da. Lumea cam înjura, cel puțin echipa de fotbal. A venit și boala asta cu pariurile. Pandemia e ceva trecător. Cred eu că, eu știu, cancerul pariurilor trece mai greu decât pandemia. Fără doar și poate. Și această etichetă, din punctul meu de vedere, pusă pe seama oricărui jucător de fotbal din Buzău, va fi foarte greu de îndepărtat. Și ca să-l citesc pe domnul Tudose, că dânsul tot timpul face referire la timp, doar în timp vom reuși să o îndepărtăm. Este straniu cum la un club finanțat integral de către primăria municipiului Buzău, sau mă rog, peste 90%, cum a spus și domnul Ceaușel în urmă câteva zile, se întâmplă lucruri dintre acestea, vicioase, să le spunem. Eu mă întreb altceva. Noi când vine vorba de un proiect. Mi-am ridicat întrebarea asta, nu e acum că se caută un sponsor. Dom'le, totuși, clubul ăsta ființează de 3 ani și ceva. Cum de nu vedem pe tricoul Gloriei, cum de nu vedem nicio firmă? Vedem primăria orașului cu tare sau nimic? Păi am înțeles că sunt oameni care au făcut sponsorizări sau care au susținut echipa, care nu-și doresc să iasă în față. Nu cred. Dați-mi voie deci, să lucrez această variantă. Nu cred chestia asta, orice, așa e economia de piață, cel puțin în sport. Vorbim de vizibilitate, vorbim de foarte multe lucruri care poate să-ți aducă aspecte pozitive în business-ul tău, făcând aceste finanțări. Uitați-vă la Academia Hagi. Uitați-vă încă de când evolua în Liga a 3-a, Viitorul Constanța, echipa de seniori a Academiei. Avea pe tricouri firma de carbogazoase internațională, eu știu, care începe cu P și se termină cu I. Exact, exact. Dincolo de asta, auto nu știu cum, firmă de retail pe partea dreaptă. Asta zic, vorbind e greu să cred că cineva, ajută mult că vreo firmă din Buzău nu vrea să-și asocieze sau să-i se eu facă publicitate. Eu sunt asta, pentru că în Buzău sunt oameni cu disponibilitate financiară lichidă de a susține această echipă. Nu sunt foarte mulți, dar sunt suficienți. De, aici am suficienți. Cred că sunt câțiva care nu cred că e Buzău vreun pol economic în zona asta. Adică, din ce văd eu, dar toți ar găsi acolo, măcar vreun service măcar care să... mână de oameni. Da, uitați-vă da. La tricourile echipelor participante în Liga Florilor. Acolo, din discutăm ce știu, de 6-9 sumele sunt mai mici. Din ce știu, acolo sumele sunt mai mici. Sunt sumele mai mici, dar sunt sponsori. Discutăm pe un echipament de joc de 6-9 spații publicitare. Ce crezi că se va întâmpla din vară? Îmi este foarte greu să mă gândesc care va fi planul de organizare. În schimb, îmi este foarte aproape de a afirma o certitudine, și anume că secția de fotbal a SCM Gloria Buzău va dispărea. E o problemă de timp, din punctul meu de vedere. Da, ar fi, nu știu, asta ar însemna că din 2017 până în 2021 exact, banii s-au cheltuit absolut exact, degeaba. Exact. Îți aduce aminte când am adus în discuție controlul curții de conturi pe criteriul de rentabilitate? Eu țin minte că la o conferință de presă cineva s-a supărat pe mine în momentul în care am zis că jucătorul X este remunerat mai bine decât Mihai Popescu de la Dinamo, care pe timpul ăla era un titular în echipa sub 21, dar supărat rău, deci supărare mare. Și chiar era o remarcă nevinovată. Era o comparație deci, până acum, toți banii, simplă. Asta, dacă Gloria se desființează, înseamnă că tot ce s-a făcut, toate salariile plătite în ăștia 4 ani competiționali, au fost bani toate achizițiile uite de echipament, gazonul, pentru că gazonul putea să-l trecem la active. Păi nu va mai folosi nimănui, din moment ce nu avem fotbal. Sunt, eu știu, 200-300.000 de euro. Nu înseamnă că nu vom mai avea fotbal, pentru că cei de la SCM Gloria Buzău pot păstra echipele de copii și juniori,
pot păstra echipele de juniori, mă refer la categoriile cele mai mari de vârstă, participante în cadrul competiției organizate de FRF în Și aici e o dilemă. De ce să le păstrez? De ce să le păstrez? Crești fotbaliști și să aibă copiii buzunar unde să facă sport. Ăsta este răspunsul generalist pe care l-am primit deopotrivă de la reprezentanții clubului până la reprezentanții autorității finanțatoare. O spruță, o cămilă și o soluție așa de avarie găsită sau un răspuns pe care mi-l-am încă nu ajută. Cred că e mai degrabă un compromis. Adică dacă ai copilul la fotbal, nu mai întreb, domnule, de ce nu e Liga, Gloria Buzău în Liga 1. E bine la fotbal că, uite, nu dau niciun ban pe lună, la SCM Gloria Buzău, am înțeles că nu sunt percepute taxe. E un răspuns, nu știu, aruncat probabil celor care nu se pricep la fotbal. Eu știu, nu cred pentru că Gloria va face vreodată... performanță, noi vorbim de sport de masă aici. Hai să luăm constanta unor oameni care nu-și doresc să atingă performanță. Chiar mi-ar plăcea să-l văd. Dădea domn primar mai acum o săptămână exemple cu Lazio, Roma, Inter și Milan. Deci s-a comparat și Buzău cu Parisul. Să-mi dea și exemplu Athletic Bilbao. Da, domnule, vrem să ajungem în Liga Națională, dar să folosim numai jucători născuți aici, în țara bașilor de Buzău. Dacă ești născut la Vrancea, n-ai dreptul să joci. În momentul ăla, chiar mi-ar plăcea să văd așa. În fotbalul românesc. Da. Mai avem vreo trei minuțele. Eu știu, luăm bolămâie în gură, să ne treacă greața și vorbim și despre un alt subiect la fel de neplăcut. Echipa de handbal a Gloriei s-a făcut de râs. Decât că a pierdut două. Pe forumuri cel puțin asta scrie lumea, s-a făcut de râs după un egal cu Activ Prahova, pentru că așa se numește de fapt. Da, fost este o fuziune între Activ Plopeni și o echipă din Ploiești. Da. Niște fete de liceu, unele au terminat liceul și sunt pe la facultate, acolo media de vârstă e pe la 20 de ani. Au reușit să oprească o echipă care a evoluat cel puțin un tur retur în cupele europene. Dacă ne uităm la declarațiile lui Ovidiu Mihăilă, care au avut loc imediat după acest joc, am fi văzut că și dânsul i s-a părut de neconceput, i s-a părut ireal, rezultatul înregistrat la finalul confruntării pe tabela de marcaj și a subliniat, deși vorbim de un antrenor fără agresivitate, fără orgoliu, a subliniat foarte bine faptul că echipa din Plopeni, mă rog, din Prahova, mai nou, ca să folosim un cuvânt din denumire, s-a apărat impecabil și a practicat un joc foarte bun și totodată o afirmație deloc arogantă că echipa Buzăului nu avea cum să joace de la egal la egal cu o echipă care are statutul de nou promovată și totodată statutul de una dintre cele mai slabe formații participante în Liga Florilor. Chiar după această remarcă le-a felicitat. E o echipă care se apropie mai degrabă de semiprofesionism decât de... Uitați-vă la maniera în care și-au desfășurat faza defensivă, din punctul meu de vedere decisivă în obținerea acestei remize. Și-au dezvoltat efortul foarte bine, au anihilat jucătoarele noastre cheie și iată că soarta le-a zâmbit. Da, și acum e greu de digerat. Meciul s-a jucat joi, la matineu, la 10:30. Dar încă e greu de digerat egalul ăsta. Eram obișnuit să jucăm la ora asta ca să fac o glumă mai... Deci, cu 10 zile înainte, Buzău jucase cu Râmnicu, cu Vâlcea de la egal la egal timp de 55 de minute. Deci noi l-am dominat tactic pe Râmnicu, cu Vâlcea, clar, încă o dată, 55 de minute. Nu poți să ai sincope atât de mari pentru că fără niciun fel de aluzie lumea se va gândi din nou la pariuri, mai ales în contextul prin care trecem. Încă o dată, nu fac nicio aluzie, n-am niciun fel de date, dar buzoianul de rând la asta se gândește și imediat după acest egal vedeam pe Facebook cum scrie lumea că, eu știu, cota de X era de 20. Omul de rând la asta se gândește. Destul de mare, adică da. Practic la 100 de euro îți scoteai banii, 100 de euro pariați, îți scoteai banii pe o lună, poate o lună și jumătate. Tot din declarațiile tehnicianului Ovidiu Mihăilă, acesta a spus că dacă nu va fi dat afară, va cere conducerii ca jucătoarele sale să fie avertizate într-un fel sau altul. Eu din această expresie
înțeleg, o tărire salarială sau poate chiar, deși aici cred că nu este cazul, că e doar un meci pierdut, pierdut un meci în chiar la egalitate, la echivalent a fost pierdut, da, cu o nouă provată, să fie reziliate câteva contracte. Asta nu cred că se va întâmpla. Dar în mod cert este un duș rece pe care cred că l-am primit doar în urma indolenței noastre, a încăpățânării și a faptului că am subestimat un adversar aflat în foame efectivă de puncte. Noi, dacă mai obțineam două puncte în acest joc, dacă nu mă înșel, veneam la un punct de distanță de ocupat al locului 4, Măgura Cisnădie, nu? Acum fiind 3 puncte distanță între noi și Chiva din Cisnădie, și Slobozia care... Nu ne trebuie locul 5, asta este, presupun, targetul gloriei. Puteam mai mult, anul trecut am dovedit că puteam mai mult. Și anul acesta sunt convins că ar fi putut face același lucru dacă nu pierdem punctele astea care sunt prețioase în compania adversarilor mici, să le spunem. Adversari care sunt cotați sub cota clubului de piață. Bun, aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sport Club. În câteva minuțele, colegul Mihai Bunăziua Cud ale Buzoianului. Andrei, mulțumim frumos, să sperăm că vom auzi lucruri mai bune despre cluburile buzoiene, deși, așa cum, dacă ne luăm după cum a început anul, luminița de la capătul tunelului e departe sau e o locomotivă făcută pe la Craiova. Până săptămâna viitoare, să sperăm că va fi mai bine ca să nu fie mai rău. Numai bine!